S-a dat la jumele, iată, m-am dus la față. Ce am făcut la cea din spate aici? Știți bine ce am făcut. Am scos o singură ramă, am băgat o ramă bună de 1 watt și acum și am luat și făgurelul din spate. Deci făgurelul de la construit cu miere, l-am pus în cutiuța asta, numai bun pentru tine. Dacă ai venit la timp, și așa-ți făgurel va ajunge tot la tine, cel care cumpere. Acum mă duc în față și haideți să vedem ce s-a întâmplat aici. Asta. Wow, wow. Ia uitați, dragilor. Asta e cu căpăcită full. Ei, asta deja aici. Iată, astea sunt cele care trebuie să le dau la centrifugă. Sigur, muncă. Dar n-am altă soluție. Altfel, matca, tânără fiind, e blocată aici în față. Da, ia uitați. Deci e plină. Așa. Unde e căpăcită, stă puțin albină. Da? Deci asta o scuturăm urgent. Nu discutăm. Acum să vedem ce mai am încoace. Așa că să vedem ce puiet avem. Lucrarea asta trebuie făcută acum, azi, să zicem, la toate familiile, toți. Cum fac la asta, trebuie făcut la toate. Dar vă dați seama ce presupune asta. Da. Altfel ce se întâmplă? Așteaptă. Da, uitați-vă, iar blocat cu miere. Cum s-a brodit aici? De fapt, în perioada în care nu prea au avut activitate de creștere a puietului, ce-au făcut? Nectarul care l-au găsit, l-au băgat. Și asta trebuie să scuture. Da? Deci asta trebuie scuturat urgent. Nu vreau rame cu puiet. Dar dacă nu le-am lăsat la timp, uite, că se răcuțile mărt cu ceva, cum și face. Ia, sper asta că are puiet. O, cum o simt. O să fost în foame. Da. Uite și chiar matca. Da? Matca de anul ăsta. Dar să vede și cum se mișcă. Este mult mai viguroasă mai. Așa că punem aici ușor la loc. Aici mi-e teamă cel mai tare, să nu fac vreo greșeală, să omor o matcă. Cred că se mai întâmplă, am mai făcut-o. De ce să nu o spunem? Că dacă vrei să-și arăți, să-și filmezi, a fost o perioadă când aveam operator, acum lucrurile s-au complicat pentru mine. De unul singur fac toată povestea asta. Filmele acelea care au fost făcute, da, asta e perfect. Uată, iată, dragilor, cum arată o ramă lucrată de o mătcuță tânără. Da? Perfect. Cu larve în creștere. Se văd acolo în fundul celulei. Eu toate așa ca ansamblu. Vedeți coronița frumoasă. Așa. Și pe urmă de desubt acolo este albina. A început să căpăcească. Da. Să vedem și cealaltă. Așa. Deci ce fac eu acum este să vă arat că anumite rame trebuie să le dau la extras, să le scot, că altfel stau blocate. Iată, și asta e grea. Dar sper să nu fie și asta blocate. Și vina are matca. Pe partea asta nu are. Căpăcită și partea de sus. Ia să vedem dacă are puiet pe partea cealaltă. Tot ce are puiet îl lasă acolo. Nu mă agăți. Nu are, dragilor. Din cauza că tot a fost spațiu de două rame astea se răcuță. Restul a fost blocat, s-a blocat. Unde sunt ouă? Albina nu-i puternic. Iată, ăsta nu se poate dezvolta. Matcă foarte puternică, viguroasă, puternică, dar n-ai un spațiu. Asta e. Am împățit-o. M-a prins mății de tineri acum, asta din față.
în timpul ăsta a culesului, albina face un lucru, nu interesează, deloc nu interesează, dacă e cules, totul se termină aici. Deci, bagă miere câtă albină, cât, depinde cât albină a fost. Ei, fiindcă a fost albină destul în față aici, iată că a făcut cocină. Acum ați înțeles ce fac. Deci, două rame de urgență, două sau chiar trei. Trei le dau la centrifugă, pun trei la loc la ouat și ăsta s-a apucat de lucru. Asta trebuie să fac eu peste tot. Vă dați seama, n-am timp să mai filmez. La revedere, dragilor! Cât mai mulți ajungeți, vă luați, vă ofer și făgurelul, vă ofer... Iată și bidonul de miere, îl dau la... Este miere amestecată și salcâm și păpădii și de toate, miere de mai, da? Vă dau la pasta la 25 de lei kilogramul pentru cei care nu sunt interesați, trec prin Bacău, au așa și văd de unde s-au luat mierea asta, de la biostupul acesta, da? Cu fără tratamente, dragilor, fără... Deci numai miere, dacă e miere de la biostup, miere bio. 25 de lei, iar cei care vin și vor să-și ia și acasă lângă biostup, cu 20 de lei. Deci iau biostupul cu cele trei familii și doar cu 20 de kilograme de miere. Poate fi, hai să ne închipuim, cele trei rame care le scot acum, nu exagerez, dar așa se ajunge la bidonul ăsta de miere, da? În trei rame. Ei, dacă așa stau lucrurile, atunci înseamnă că tu îți mai rămâne miere, dragule, da? Înțelegeți, ați văzut, coronițele sunt acolo. Deci, și n-ajung eu la toți. S-ar putea să prind secvența care n-am ajuns să scot. Și ei, cu miere, cu tot ce am să fac. Stau atunci cu tine și stau și la, să spunem, la discuții? Nu. O iei și fac la basta. Asta e. Ai avut, ai fost printre primii, e cu tot cu miere. La revedere, dragilor!